cetățean de onoare a satului Colebaș, Maria Sărăbaș! Mărită doamnă, sărut mâna, îmi permiți să o pup așa și din partea dumneavoastră? O facem! Bine ați revenit la Colebaș, mărită doamnă, cetățean de onoare a satului Colebaș și în semn de apreciere, poate este mult, puțin prea simbolic, o floare, așa? De ce am intervenit? Sper să nu se ofilească, pentru că o meritați din plin, un om, un artist cu suflet mare, un artist cu foarte multe retrăiri pentru tot ce este neamul românesc, un artist care și-a dedicat întreaga viață pentru promovarea culturii românești și a portului popular a cânticului românesc. Să trăiți, mărită doamnă! Bună seara! Dragi pământeni și dragi cetățeni ai satului Colebaș, de nenumărate ori transmit prin mesajele mele, intermediul domnului primar, să vă mulțumesc pentru onoarea cu care m-ați onorat și mi-ați acordat acest frumos titlu, acest titlu de cetățean de onoare. Aș vrea acum, pentru că este iată deja spre seară, să văd încă o dată, să mă conving că sunteți cu adevărat sudiști și sunteți colibășeni. Unde mă nu m-aș duce cu spectacole în alte zone ale Republicii Moldova, le spun că la Colebaș doar cei care sunt în fașă, numai aia nu dansează. În rest, colibășenii dansează. Pentru noi artiștii, aplauzele și dansul dumneavoastră și participarea dumneavoastră activă înseamnă enorm de mult. Așa că vreau să vă văd alături de mine, să ne bucurăm de această coră care ne unește pe ambele maluri ale Prutului. Să-i mulțumesc domnului primar pentru invitație de astăzi și nu în ultimul rând domnului academician Nicolae Davija, care vrea cu tot din adinsul să unească românii de pe ambele maluri ale Prutului. Doamne, să ne ajute Dumnezeu în ceea ce am pus de gând. Mult succes și multe, multe performanțe dumneavoastră artistice, pentru că văd că sunteți mari dansatori, faceți concurență și celor de la joc, de la Ansamblu Joc. Nu, dacă nu trec următoarele alegeri, mă merg în joc și am o alternativă. Pune o cuvânt pe lângă curbiat, nicio problemă. Și acum vreau să vă rog să jucați alături de mine, pentru că am venit aici cu un program cu adevărat ales, selectat pe sprânceană. Cântecele mele pe care le-am scris de-a lungul anilor, din marea mea dragoste pentru această frumoasă palmă de pământ de pe malul Prutului, zona de sud a Basarabiei. Vă invit cu mult drag la o sârbă frumoasă care se numește De la Galați mai încoace. Țineți!
la Colibaș, de la Colibașanca. Mulțumesc ansamblu Colibașanca și Ilie, Fabian. Come on.
să-i coram sărbători, fraierele când joacă, fete și feciori, se dansează și mai chipă rap, fraierele când ajunge pe la mine în sat. Ora noastră-i mândră și șapte pași, uite așa se joacă pe la colibaș. Ora noastră-i veche, pe la monove, dar tot așa se joacă și mă lale. Le-l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 e
aceasta ne va uni pentru vecie. Basarabia și România este țara mea. Dragi prieteni, ne luăm de mânuță frumos, mai ales copii, mai ales școlari, elevii, ansamblurile astea de adolescenți, de copii și haideți să jucăm Hora Unirii! Să nu